articol Raed Arafat, nu e momentul să ne gândim că suntem în afara pericolului. Anumite măsuri de distanțare trebuie să rămână. Raed Arafat, nu e momentul să ne gândim că suntem în afara pericolului. Raed Arafat a declarat sâmbătă că vor apărea adaptări cu privire la regulile pe care vor trebui să le respecte bătrânii odată cu relaxarea măsurilor, după data de 15 mai. Nu suntem în faza în care să facem acest lucru, iar efectul poate să fie întârzierea măsurii de relaxare care sunt intenționate după 15 mai. Asta va fi dacă situația se îmbunătățește și încep să scadă cazurile. Încă sunt multe cazuri în secțiile de terapie intensivă. Nu o să-ți vină să crezi, citește si, Elena de la Survivor, nominalizată spre eliminare pentru a 6-a oară de Faimoși. Simt o dezamăgire constantă faptul că a scăzut numărul cazurilor nu se însemn că scad cazurile. Anumite măsuri de distanțare trebuie să rămână cea mai dificilă situație când terapia intensivă devine plină și nu mai destul ventilatoare, destul personal. Citeste si, soția lui Sonny Flame a făcut videochat. Cântărețul i-a dat voie, eu știu ce face. Anumite măsuri de distanțare trebuie să rămână, alături de protecția persoanelor vulnerabile trebuie să rămână, dar asta nu înseamnă că vârstnicii trebuie să stea acasă închiși pe viață. Măsura care acum se aplică ca vârstnicii să nu iasă decât 2 ore din casă, asta nu poate să fie o măsură permanentă.